Aici e clar, caracter. Genunchi împreună, caracter. Să joace corpul. De-aia că aici. Taie era. Sus, 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 sus. Nu așa ea. Nu așa, dar așa. Taie drept. Hop! Constantin Șeremet, artist de balet, maestru coregraf al ansamblului de dansuri populare A doua tinerețe, se consideră în primul rând un fiu de țărani vrednici din sudul Moldovei. Dansul i-a umplut viața de sens și consideră că neamul nostru are acest fior în sânge. Este tot numai suflet atunci când vorbește despre acest tip de artă și datorită dansului spune că a cunoscut adevăratul succes având posibilitatea să colinde lumea în lung și în lat. Despre reușitele pe care le-a trăit într-o viață de artist, coregraf, ne va vorbi astăzi Constantin Șeremet. Constantin Șeremet vine din satul Vadului Sa, craionul Cahul, o localitate cu vechi tradiții coregrafice și cu oameni gospodari. În strălucirea soarelui și în mirosul trandafirilor din propria curte plină cu flori, ne-a invitat să vorbim despre dans, viață, poezie și credință. Anume acestea îl țin în putere și îi dau speranță în ziua de mâine. Ia uite aici ce floricele. Băi, mai crește și câte un chirâu pe-n trânzele. Asta-i frumusață. Și dacă le mai uți... Se spune că un bun gospodar se cunoaște după cum este curtea, iar a dumneavoastră curte e împânzită de trandafiri. Vreau să vă zic, dragii mei, bine ați venit la căsuța lui Maria și Costică Șeremet. Mă bucur foarte mult să vă am oaspeți în acest colțișor de rai. Cu adevărat așa este. Ați reușit să prindeți rădăcini aici la Chișinău sau tot mai bine e acasă acolo, în Vadul lui Isac, de unde vă trageți rădăcinile? Ei, doamna Tatiana, am reușit să prind rădăcini aici. Zice o vorbă bătrânească că omul sfințește locul. Acolo era sfințit de părinții mei locul. Și orice cine venea în ospiție era binevenit și era deschisă, casa deschisă pentru toți. Și eu aici socot că și eu am sfințit locul acesta, că am foarte mulți prieteni, că am vecini care au venit aici, care îmi zic bunele,
Deja am zic bunele, sunt copiii mei și am zic bunele. Dumneavoastră sunteți omul bunei dispoziții. Acum v-aș întreba dacă este o calitate născută sau ați dobândit-o prin prisma dansului. Cred că e o calitate născută. E luată de la părinții mei, care m-au educat în stilul acesta, să fiu tot timpul optimist, să fiu vesel, să joc bine. M-am învățat să joc. În copilărie eram năzbătios. Am fost năzbătios. Mama, noi aveam casă mare la țară și mult, mult pământ. Și mama scotea jăraticul din sobă și îl ducea după casă, în harman, cum zice, după casă, în harman, și era o groapă acolo specială. Și eu am intrat de vreo două ori cu picioarele în jăratic. Prima dată am intrat și se vede că de acolo mi se trage. Și pe urmă m-ai dus o dată și am mai intrat încă o dată. Când m-ai dus mama încă o dată și se vede că de acolo se trage. Bună dispoziție la om depinde de sufletul omului. Depinde de suflet. Bineînțeles, și de optimismul lui. N-a fost ușoară viața și fiecare avem și bune și rele, așa e viața, e cu alb și negru. Dar ați știut întotdeauna să vă păstrați așa echilibrul, calmul și cu asta ați mers prin viață. Da. Și arta dansului, care v-a menținut întotdeauna numai, sufletul viu. Numai 50 de ani de acum. De grabă, să împlinesc 50 de ani de când dansez. De când cu toate că m-am retras din ansamblu Joc și din Fluieraș și din Floarea Moldovei. Și, da? Am un colectiv, acum știți foarte bine, de a doua tinereță, de la 50 la 70 de ani. Și îmi face o deosebită plăcere să mă întâlnesc cu dânsii. Toți câte două studii superioare au. Sunt oameni culți, oameni educați. Nu uitați caracterul. Mâinile lucrează și de la genunchi. Dați-mi caracter. 3, poftim! Pentru un dansator, cât de important este să aibă acest spirit al jocului actoricesc? De la țară am venit de 16 ani, un copil care n-am dansat în afară de școală, n-am dansat nicăieri. Se învață joc actoricesc. Treptat, da, s-a învățat. Am trecut prin toate școlile astea, pe urmă am făcut studiile la Moscova în 86-91, am terminat Institutul Teatral din Moscova, Ghetisul. Și acolo am mai învățat câte ceva, că degeaba se vorbește, unii vorbesc așa, că nu mi-a dat nimic studiile superioare, nu e adevărat. Omul cât trăiește, învață câte ceva. După absolvirea școlii din sat, Constantin Șeremet s-a înscris în urma unui concurs în ansamblul național academic de dansuri populare Joc. Din 1972 până în 1988 este solistul acestui colectiv, cel mai popular din acele vremuri, iar în paralel studiază la Institutul de Artă Teatrală Ghitis din Moscova, specialitatea arta și regizarea coregrafiei, devenind maestru coregraf al ansamblurilor de dans populare. În anul 1988 a fost transferat în Orchestra de Muzică Populară Lăutarii, în calitate de coregraf de montări și artist de balet, unde a fondat celebrul ansamblu de dansuri populare Floarea Moldovei. Acest colectiv a adus în scenă dansul autentic și opinca, ceea ce până atunci nu era un lucru obișnuit. Opincile sunt cele mai vechi încălțări. La sud, la dumneavoastră acolo, s-a purtat opinca. Dumneavoastră ați adus-o în scenă împreună cu ciorapul de lână. N-ați avut impedimente pentru că știu de la unii soliști, uneori nu aveau dreptul să meargă în turnee pentru faptul că încălțau opinca, să nu le spună cumva că sunt săraci. A fost acea perioadă, chiar și în joc, că se dansa atât dansurile în ciuboti și... Nu, că noi și nu avem pantofi, nu avem ciuboti să ne încălțăm. Eu am scos opinca în 88, când am făcut ansamblu la grupa de dansatori la ansamblu, la orchestra Lăutarii. Da. Și am adus-o de la sudul Moldovei, chiar acolo le-am și făcut-o în cumătru de-a lui tatăl meu. Mi-a făcut opincile, ciurap de lână. Tata m-a învățat cum se legă opincile. Opinca de când e încălțămintea națională a neamului nostru. Și vedeți că acum majoritatea colectivelor de amatori toți fac opinci. Ați adus în scenă dansul folcloric. Da. Facem diferență între dansul folcloric și dansul popular stilizat? E o mare diferență între dansul folcloric și dansul stilizat. Dar dansul folcloric transmis în scenă nu poate să fie pur folcloric. Pe scenă profesionistă. Eu am făcut colectiv profesionist.
ansamblu de dansuri populare Floarea Moldovei, care grupa de dansatori de acolo care a trecut pe urmă în Floarea Moldovei și care am luat premiu mare la Festivalul Internațional din Maramureș în anul 92. Dansul profesionist necesită și scenografie. Cules din vatra satului și adus în scenă, el suferă anumite schimbări. Mișcările care formează tabloul coregrafic, spune maestrul, trebuie să treacă prin picior, iar fiecare lovitură să fie executată în ritmul potrivit. Un coregraf e de ajuns. Dacă îl duce capul, e de ajuns dintr-o figură, dintr-o mișcare să facă zeci de mișcări, să-i adauge dinamică, mișcări pe picerc, în semicerc, în linii și să facă o dansă. Depinde de la darul de la Dumnezeu care e dat. Darul de la Dumnezeu, pentru că dumneavoastră sunteți un coregraf înzestrat cu har și aici îți trebuie har, pentru că toți dansăm la hora satului, dar nu toți reușesc să-și facă drum în față pe scena mare. Acesta a fost destinul dumneavoastră. A fost un drum lung și a fost cei mai frumoși ani ai mei. Cei mai frumoși ani petrecuți ai mei. 20 de ani în joc, apoi în 88 transferat la Lăutari, la Orchestra de Muzică Populară Lăutari, la dorința lui maestrului Vodgros. M-am stăruit să fac folcloric. Să nu mai ridic picioarele la 90 de grade ca la cum se dansa la joc, dar să fac totul mărunțel cum joacă țăranii la țară. Și mi-a reușit. Dumnezeu m-a ajutat și mi-a reușit. Aceeași polcă care am, costumul tot de acolo l-am adus de la sudul Moldovei. Cu șorțul în față, da. Și cu băsmăluța aceea în cap și cu pantalonii aceia largi, cum se purtau înainte. Papucei, din prima dată când am ieșit pe scenă, am făcut papuci, mama mea mi-a cusut papuci din pietică. Satului, acolo, la Vadul lui Isac, când ați mers prima dată? Când ați intrat în horă, pentru că, așa ca spectator, copil fiind, de mic, probabil, ați asistat. Am să vă spun, la noi se făcea Hora Satului, la sărbătorile astea mari, la Paști, la Crăciun, la Sfântul Vasile, la toate sărbătorile religioase și Hramul Satului, se făcea Hora Satului. Și se adunau din mai multe sate. Și eu am asistat la Hora Satului încă de mic copil. Eram prin clasa a treia, a patra. Și flăcăii, cei care mai în vârstă, știau că joc. Tata a jucat foarte bine. Tata avea un caracter extraordinar. Cred că de acolo mi-a fost și infiltrat, de la tata. Da, da. Și flăcăii ăștia dansau și mă vedeau că stau alături și tremuram tocmai. Și când mă prindeau în horă, mă luau de mâine în horă și când începeam să joc, dansam până mi-eșea sufletul. Și îi mă vrebui, mai încet, oprește un pic. Viața e foarte frumoasă. Trebuie să o trăim. Sigur, din plin. Din plin. Eu zic că noi mai avem încă foarte multe să povestim în această emisiune. Ne primiți în casă? Da, cu plăcere. Poftiți. Constantin Jeremet spune că familia este tot ce i-a putut oferi mai frumos viața. În sânul familiei a găsit înțelegere, mângâiere, susținere și libertatea de a crea. Suntem aici într-un colțișor foarte important al familiei dumneavoastră, un colț plin cu amintiri imprimate așa în fotografii, cărți. Familia a însemnat foarte mult și înseamnă foarte mult pentru dumneavoastră. Sunteți un familist convins. Tot înseamnă pentru mine familia. Eu am să vă spun un caz. Când am plecat în 68, când am venit la Chișinău, mama mea categoric nu vrea să vin la Chișinău. Mama nu v-a lăsat să veniți. Mama zicea, ce glumești, artiștii n-au familie, n-au... Ce înseamnă să te duci tu acolo, să umbli cu clauri, cum ziceau atunci. Și am venit la Chișinău fără voia mamei. Și m-am întâlnit la filarmonică cu tatăl meu.
tatăl meu era un simpozion, o adunare a agricultorilor din toată Republica. În februarie era. Și când mă uit la filarmonică, eu afară, prima dată venit la Chișinău, nici n-am fost niciodată până atunci. Și tatăl meu din partea cealaltă. Când l-am văzut, am rămas la bloc. Da, ați venit cu ce scop? Am venit cu scopul de a... Era concurs în ansamblu joc. Așa. Era concurs foarte mare, că au fost peste 600 și ceva de persoane la concurs. Păi altă dată așa erau, așa se rupeau era toți un prestigiu să vină mare la joc. Și din aceștia 600 și ceva au primit 3 băieți și 6 fete. Printre care și Constantin Șeremet. Printre care Costică Șeremet, Dumitru Balaman, un prieten foarte bun, de-al meu, un dansator bun a fost și el, și încă unul răposat, Nicolae Nicolenco. Și mama. Când a aflat că ați venit la Chișinău? Nu, s-a liniștit. Pe urmă să mă îndrea, bineînțeles. Că mi-a fost destinul așa. Eu tare îmi plăcea să dansez. Eu dansam acasă, dansam în fața oglinzii, singurel. În fața oglinzii? Da, da. Aveam un dulap mare într-o sală lungă. Cu oglindă? Și cu oglindă și dansam în fața oglinzii. Și v-am spus că mă prindeam la horă, flăcăi, când mă apucau de mână, știau că dansez bine. Și mă primeam în horă, dansam până... mi-a ieșit sufletul, da. Am arătat că... Mamica, Dumnezeu să o odihnească în pace, n-a avut dreptate. N-a avut dreptate. Am o familie ideală, extraordinară, am 2 copii, am o soție extraordinară. Contează asta pentru un artist? Înțelegerea în familie? Ați fost lăsat să vă faceți meseria? Da. Și să vă duceți misiunea la îndeplinire? Da, soția mea, ei, bravo. Aici avem o fotografie? Da, asta e fotografia de la 25 decembrie 73. Când ne-am căsătorit. În ziua de Crăciun. Da, o zi însemnată. Eu sunt născut la 19 decembrie, de Sfântul Nicolae. De Sfântul Nicolae. Dar... Și cum de nu v-au numit Nicolae? Vă spun, bântui o vorbă la veche din bătrâni, că dacă mor copii în familie, trebuie să-i dai un nume, alu mama sau alu tata. Și înainte de mine eu am mai avut o soră și un frate. Și au murit. Au decedat. Și când m-am născut eu, la 19 decembrie, în 51, tata mi-a dat numele tatălui. Costică Șeremet. Da. Și eu i-am dat numele feciorului Iacătălăia. Și Dumnezeu mi-a dat sănătate până în ziua de azi să discutăm astăzi. Nume de împărat! Da, Dumnezeu să ne mai țină cât mai... Vrea el. Tot ce adunăm și acumulăm în această viață se transformă la un moment dat în amintiri, iar un dansator, un artist în mod special, adună emoții. În turnee, Constantin Șeremet a trăit cele mai frumoase clipe, este împătimit de lectură și are certitudinea că un artist trebuie să fie nu doar talentat, dar și inteligent. Am avut o bibliotecă foarte mare de cărți. Noi în toată Uniunea Sovietică, când umblam înainte cu concertele, erau magazinele Drujba. Drujba, așa. Da, unde se vindeau cărți în limba română. La noi nu se găseau. Nu, ferească Sfântul. Și am strâns din toate turneile mele pe unde am fost, am făcut o bibliotecă foarte mare de cărți românești, că îmi plăcea tare. Cumpăram cărțile este, cheltuiam o grămadă de bani pe cărți. Și am avut o bibliotecă românească foarte mare. Dacă Costic a crescut în zona unde de mici toți dansează, Vadul lui Isaac, Chisliță Prut, Manta, Valeni, că acolo e că în satul nostru noi nu ne dă voie să... Eu până la 5 ani am trecut în sat numai, să asistăm la joc. Dar acolo de mici. Și ei de la 7-6 ani toți dansează hor în două părți fără probleme. Fiecare sat are ceva cu un, dar în același timp are ceva al său. Înainte în joc foarte serios, deci colegiau dansatori. E și eu cu un coleg din Dumnezeu să ierte, din Mărțișor, am venit la 4 ianuarie, era o zi friguroasă, erau, să spun drept, o gradă și sală de filarmonice, erau pline, pline de doritori din toate colțurile Moldovei, dar noi cu colegul cel ne țineam o leacă așa mai presus. Și în timpul să se apropie un băiețaș așa mai jos decât noi, o leacă roșcovan, noi așa ne-au tătat în sfârșit, ce vrei de noi? Și el s-a legat de noi și noi în patru eram cu un băiet. Am intrat acolo atunci, câte patru persoane intrau, alegeau rămâi, nu rămâi, dansează, nu dansează. Noi o secvență din dans Carpați am dansat. Și după asta iese băiețelul acela și zice mie, vă rog, hor în două părți. Și când s-a pornit, dansează, noi am căscat gurile, era Costică Șeremet. El e om fericit, la dânsul
hobby cu lucru, a coincis până astăzi. El ne dă cum talentat, în toate talentate. Avem ca fotografii, programe, tot. Asta ce? Dansul țigănesc, dans țigănesc, da? Da. Și Constantin Șeremet, prin ce credeți că a reușit să iasă în evidență? Curbăt a început, deci, să-i încredințeze repetiții cu Răzășasca, care tot e bazată pe horă în două părți, care a montat Curbăt în 70. Și el, da, deci a prins, s-a dezvoltat ca repetitor. Da, asta e condiția unui dansator profesionist, să muncești zi de zi și câte două ori pe zi? Păi dacă... după codul muncii, de 7 ore trebuie. Pentru a te considera un dansator bun, spune Dumitru Balan, trebuie să ai o dorință uriașă de a lucra. Pe scenă este necesar să zâmbești până la capăt, indiferent de circumstanțe. Dacă nu ai carismă, nu poți trece rampa, iar jocul actoricesc face parte din procesul de creație. Sunt foarte fericit că au studiat Costică atâția ani și desigur noi fizic ne-am schimbat, noi toți ne schimbăm. Dar el a rămas acel înfocat, iubitor de artă, de Moldova, de tot. El a putut deci, în România să facă o carieră foarte, foarte bogată. Dar el a rămas în Moldova, montează dansuri. Unde nu vor, că mai el montează. Și se ține foarte timid, în umbră. Nu se arată nicăieri, eu. N-are asta eu. În toate, cum ai fost modest și artistic, talentat, așa să rămâi și mari departe. Ar fi putut ieși în față cu tot din adinsul, pentru că are toate componentele necesare, dar a fost educat de părinți modești, cu frică de Dumnezeu. Tatăl lui a fost dascăl în biserică. Constantin Șeremet spune că își încheie fiecare zi cu rugăciunea de seară. Eu am o rugăciune care mi-a plăcut foarte mult și întruchipează toate calitățile astea omenești de care trebuie omul să țină seama în viață. Dacă vreți, pot să... Cum e rugăciunea asta? Doamne, ajută-mă să pot spune celor puternici adevărul în față. Să nu mint doar pentru a câștiga aplauzele celor slabe. Dacă îmi dai noroc, nu-mi lua fericirea. Dacă îmi dai putere, nu-mi lua rațiunea. Dacă îmi dai succes, nu mă lipsi de umilință. Dacă îmi dai umilință, nu-mi lua demnitatea. Învață-mă ca întotdeauna să pot vedea și reversul medaliei, să nu judec pe ceilalți numai pentru că nu gândesc ca mine. Învață-mă să iubesc oamenii ca pe mine însumi, învață-mă să mă judec ca pe restul. Nu mă lăsa să alunec în orgoliu, disperare sau eșec. Mai bine amintește-mi că eșecul este experiența care precede triumful. Învață-mă ca în ciuda suferințelor să merg înainte, învață-mă ca în ciuda decepțiilor să nu-mi pierd încrederea. Învață-mă că a ierta este cel mai important pentru cel puternic. Doamne, dacă eu uit de tine, tu să nu uiți de mine. Te iubesc, Doamne, am nevoie de tine. Vino în inima mea, binecuvintează familia mea și pe prietenii mei. Amen. Ce frumos, rugăciune fundamentală, aș spune. Și nu-i, care cuprinde întreaga de asta, viață. Da, în afară de asta am rugăciune pentru familie, pentru soție, pentru copii, pentru nepoți, pentru frați, pentru surori, pentru... Dar aia asta și mă conduc de această conduită. În cuvintele din versurile acestea. Mai am o slăbiciune, doamnă Tatiana. Care să fie? Scriu poezii. Scriți poezii? Scriu poezii, dar așa că nu vine mie. Aici păstrez un caiet. Tata scria poezii și biciuia toate laturile oamenilor. Scria, dar avea preferate poeziile cele vechi românești. Niște poezii extraordinare care multe le țin eu. Care totuși, cu țiganul, cu cum se duce omul cu țiganul în cale, strică hărăbaua, coborând la vale. Ce te faci acum, stau și gândesc ca să o poată drege, multe trebuiesc și doar trec cu drumul pentru un sat turcesc. Uite, măi, țiganii, tu cam de o altă lege, cu un turc mai lesne te-ai putea înțelege. Mergi la turcul ăla, cear că n-ai putea, mi-s că vai unii alte, de ce o plisi de-a? Sfredel cu țitoaie și lemn vreun buduc. Bă, mă duc, bă, dică, uite, chiar mă duc. Și pe loc pornește și la drum vorbește. Haraba, harabatură, drumerea încurcătură, drumerea pe valerea, haraba, averberea. Nici mai câr, nici mai măr, am ferit hătâr. Când fugând de trei, ceri fofleni. Cum mă zice omul la țigan scrâșnind și țiganul începe de mâine arătând. Asu Ilie, găuri lichie, parasfotochilie, mă bată Sfântul Ilie. Asta am ceit-o mie cu șlama nebună și la țigan se-l apuce. Iar țiganul o șterge și scam duce. Și fugând gândește, măi ce turc ai cui, parcă-i stricat în hărăbaua lui. Și nici nu pricepe, nici măcar tușești. El vorbea tușești cu dânsul. Tata, care, așa îmi spuneați, a învățat 7 clase la români. Așa spuneau bunicii noștri altădată. Dacă învățau 4 sau 7 clase la români, mai bună școală nu le trebuia. Se mândrea cu lucrul ăsta? Da.
7 clasă la români, cum ziceau și părinții, ziceau și lumea vorbește. 7 clasă la români bate universitatea din ziua de astăzi. Exact. Cam așa e. Tata a fost profesor. El a fost și profesor la școală. El a învățat-o pe mama. Mama era mai tânără decât tata cu 11 ani. Vladimir Curbet scria despre familia dumneavoastră următoarele. Într-o seară de neuitat petrecută la vadul lui Isaac, un grup mare de dansatori a fost invitat de Costică Șeremet acasă la părinții lui. Cum am trecut pragul porții, ne-am dat seama că ne aflăm în curtea unui gospodar. În pragul casei, stăpânul ne-a cinstit cu câte un păhărel de vin vechi din butoi și ne-a servit cu plăcinte cu brânză, după care ne-a invitat în casă. În casa mare era pregătită o masă cu felurite bucate. Asta era atmosfera în care i-ați primit. În ce-l privește pe Badea Costică Șeremet, păstrător al obiceiurilor și datinilor străvechi, este considerat o enciclopedie folclorică. De a avea mai mulți oameni de suflet ca el, ne-ar fi mai ușor să păstrăm comorile noastre spirituale și să le transmitem generațiilor care vin după noi. O descriere extraordinară! Asta vreau să mai adaug. Asta a fost primul concert al meu în satul natal. Ați venit cu tot colectivul. Tot colectivul. Dar cum a fost acel spectacol acasă? Emoțiile erau altele decât ați fi dansat oriunde în lume? Acum, după eu, la așa o vârstă înaintată și tu totdeauna te fâstăcești în fața camerei, acolo în fața întregului sat care știau, dar a trecut bine. Eu foarte repede am intrat în programă. Eu am venit de la țară un copil tortoșel vânjos, dacă am crescut pe malul lacurilor cele de la vadul lui Isaac, de Leu, care sunt lacurile cele mari. Și atâtea amintiri frumoase, așa de frumusețe era atunci, erau niște gătoaie, popânzace, nuferi, extraordinar de frumos. Eu de mic copil, din clasa a treia, umblam la pescuit și la vânat. Am avut o copilărie foarte frumoasă, numai că am plecat de mic copil, de 16 ani. De 16 ani am plecat și peste nici 4 luni sau 6 luni de zile, nu știu cât a trecut, și am plecat în America Latină pe 4 luni jumătate. La 16 ani ați fost prima dată am în America Latină. Am intrat foarte repede. Își doreau tinerii să ajungă la joc? Conștientizați faptul că viața unui dansator, viața profesională, este una scurtă, de scurtă durată, să zicem așa. Până la câți ani poți dansa? 20 de ani se socotea. 20 de ani. Vârsta de pensionare era de 20 de ani. Păi nu se vorbea înainte, ziceau, măi, vine, dansez, dar și lucrez. E socotit o muncă fizică, nu degeaba au dat atunci pensie la 20 de ani. Eu în 88 m-am pensionat. Când am fost trecut la Ministerul Culturii, am fost trecut la Lăutare să formez grupa de dansatori la Lăutare, eu m-am pensionat. Deja erați atunci pensionat, după da, 20 de ani de joc. Am primit, am avut o pensie pe timpurile cele de 120 de ruble. Era pensie extraordinară. Și n-am mai tras atenție, mă rog, tinereța. Și am primit câte 43, 53, 63, până nu de mult, până când m-am pensionat după vârstă. Acel concurs la joc, cum a fost? Cum se desfășurau acele concursuri? La ce probe ați fost supus? Neavând niciun fel de pregătire, decât talentul de acasă. Niciun fel de pregătire, nimic. Am dansat în școală, am dansat și am venit la îndemnul unui profesor de dansuri din satul Cartofeanu, era Gheorghe Cartofeanu, și el a văzut că eu dansez, că dansam în colectivul lui. Și zice, du-te Costică și încearcă. Și încearcă o să te iei în joc, hai să vezi. M-au pus să am dansat și am dansat cu atâta foc și energie că le-a plăcut. Lui Curbet i-a plăcut. Și el căuta personalități așa, ca să aibă vână, să aibă sclipire în ochi, caracter. Mai pe urmă eu am aflat, peste mult timp mi-a spus chestia asta, că pedagogul de clasică, Mircea Mironu și Mardar era, un pedagog foarte bun, acela nu vrea categoric să mă iei. Într-o lună de zile am ajuns pe tot și am devenit iubitul lui pedagogului de asta. Și ei s-au întors din America, în Mexica, nu știu unde au fost, colectivul atunci au fost. Curbăt i-a spus lui Mardare, zice, dacă ne ducem încolo și când ne întoarcem peste o lună jumătate, când dacă nu faci treabă, eu de unde știam, nu știam lucrurile astea, pe mi l-au spus mulți ani după aceea. Și când m-am întors, zice, ce facem cu dânsul?
Deci nu, 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 el e cel mai bun acum, ci că el mă punea și să le arăt eu cum se fac figurile și cum se face. Iată ce înseamnă perseverență muncit, și dacă Tatiana, îți dorești. Da, am muncit foarte mult, până la 3 de noapte. Venea paznicul de la filarmonică, munceam la filarmonică, acolo la 3-lea etaj, era deasupra balconului acela, era sala de balet, da, era studioul jocului. Îmi plăcea. Și știți că când îți place ceva și faci cu dragoste și tragere de inimă, nu te poate opri, nici oboseala, sigur că da. În anul 1988, ajungând la vârsta de pensionare, a trecut la o altă etapă din viață, fondarea ansamblului Floarea Moldovei, care i-a adus alte orizonturi, turnee și colaborări cu diverse orchestre. Au fost timpuri frumoase, dar am făcut ceea ce mi-a dictat inima, sufletul. Fiecare figură din dans e trecută prin mișcările mele, prin picioarele mele, o să vedeți de sară la repetiții, cum le lămuresc eu la ăștia, dar trebuie să le lămuresc de 10, de 20 de ori. Eu fac cu dânșii împreună, eu mai mult lucrez decât dânșii. Cu Floarea Moldovei ați câștigat un trofeu extrem de important în Maramureș. Acesta este trofeul. Da. Spuneți-ne despre acel moment. Deci a fost în perioada 22-25, mai în 92. Au luat parte la festivalul acesta, l-a organizat bunul meu prieten, Valeriu Buciu. L-a organizat la Baia Mare, a fost invitați din 16 colectivi, din 16 țări. Președintele juriului a fost marele maestru Gheorghe Zamfir, a fost atunci. Și au fost colective foarte puternice. Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Așteptăm de 50 de ani să venit, să vă vedem, să ne îmbrățășăm, cum s-au îmbrățășat românii când s-au unit la Alba Iulia cu toți frații români. De aceea vă mulțumim frumos și vă primim cu bucurie. Să trăiți la mulți ani! Pâine tradițională de-a noastră românească, colacul acesta ale eternității. Prescul a simțit și o horincă de creangă. V-ați gustat, așa e moda la noi. Pită și șapte. Bine ați venit și domnul consilier, domnul Buciu, haideți. Să trăiți, Doamne ajută. Să trăiți, mare Dumnezeu și a venit și clipa asta. Doamne ajută, să trăiți. Să ne întâlnim cu toții. Vă poftim și mic și mare la hora de sărbătoare!
Discursul a mers până dimineață și nu știau cum să împartă premiul mare. Așa de puternic. Și colectivul lui Buciu era extraordinar și al meu. Și până la urmă totuși au câștigat Chișinău, da, moldoveni. Premiul și trofeul festivalului Maramureș 92 Baia Mare, ansamblului folcloric Floarea Moldovei din Chișinău. Țin să mulțumesc juriului dumneavoastră, stimați spectatori, pentru înalta distinție care ne-ați acordat-o nouă. Dar, dacă îmi permiteți să spun, nu asta e cel mai principal în viața noastră. Și în momentul de față, principalul e că în zilele acestea frumoase ne-am simțit alături de dumneavoastră, oamenii cu o inimă mare, bune și larg deschisă pentru toți. Și inimile noastre s-au contopit împreună. Activitatea lui Constantin Șeremet, spune faimoasa doamnă a cântecului maramureșean Angela Buciu, constituie o parte însemnată din efortul pe care iubitorii tradițiilor și folclorului din Moldova îl fac de ani și ani pentru păstrarea și transmiterea către viitorime a unor nestemate ale culturii ancestrale. Orice referire la Constantin Șeremet nu poate să nu aducă în discuție artistul, dansatorul și coregraful, care parcă s-a născut dansând pe scenă. Un dansator și un coregraf care are har cu carul, e dotat de divinitate cu o nemaipomenită naturalețe a mișcărilor și cu simțirea și puterea de a pune în scenă dansurile și tradițiile din bătrâni nealterate, de moda zilei ori de aroganță profesională. Ne-am cunoscut la începutul anilor 90 cu ocazia turneelor pe care le-am efectuat împreună cu ansamblul folcloric național Transilvania din Baia Mare, al cărui director și coregraf era soțul meu, Vasile Valeriu Buciu, deci invitați pe aceste plaiuri mirifice și încărcate de istorie ale Republicii Moldova, unde s-au păstrat nealterate valorile culturale și tradițiile fundamentale ale identității noastre ca neam românesc. Costică ne-a însoțit în deplasările noastre prin Moldova, ocazie cu care ne-am cunoscut mai bine, dar am cunoscut și minunata lui familie, cea care a dus mai departe tradițiile strămoșești, în ciuda vicisitudinilor istorice ale vremurilor. La scurtă vreme după aceea, soțul meu a fost invitat de către Vladimir Curbet, conducătorul ansamblului Joc, să monteze la Chișinău o serie de dansuri din zonele și subzonele Maramureșului. Între timp, Costică, care avea și el o trupă, a fost invitat să participe la Baia Mare, la marele festival al ansamblurilor profesioniste de folclor, evident unde au fost invitate și celelalte ansambluri de profil din țară și unde Costică cu trupa lui s-a evidențiat prin vigoare, costume, pași, coreografie și, bineînțeles, trăire profund românească. De aceea ei au fost răsplătiți și premiați. Nimic nu poate fi mai înălțător pentru un artist care a dăruit artei cei mai frumoși ani decât să îi fie recunoscute meritele muncii chiar în țara de care pe nedrept a fost desprins.
Îi urmărim activitatea artistică, care pare la fel de bogată ca la vârstele tinereții. Adevărați artiști nu depun armele în brazdă, cum spuneau bătrânii noștri. Educația, în orice domeniu, are nevoie de modele de referință. Cu atât mai mult sunt necesare aceste modele atunci când este vorba de păstrarea tradițiilor folclorice atacate zilnic de chici și subcultură. Costică este un astfel de model care a demonstrat prin munca sa de o viață că talentul poate fi pus în valoare numai dacă este dublat de o rigoare desăvârșită. Ar fi mare nevoie să participe la cât mai multe emisiuni și manifestări de la noi din țară, pentru că el reprezintă un excepțional exemplu de păstrător al autenticului, iubitor al tradițiilor și purtător al standardului profesionalismului, de la care artiștii de azi și generațiile viitoare au ce învăța și pot să se inspire. Eu îi urez să aibă multă sănătate, putere de muncă și sper să ne revedem cât mai curând la Baia Mare. Cu Serghei Lunchevici ați avut o colaborare frumoasă, poate nu foarte lungă, dar frumoasă. Dar ca să-l convingi pe Serghei Lunchevici, asta era mare lucru, pentru că știm că era un titan, o somitate în domeniu și datorită dumneavoastră, la inițiativa dumneavoastră, se numește astăzi Ansamblul de Cântece și Dansuri Populare Fluieraș. Da, ne-am cunoscut cu Serghei Lunchevici din 69, când am plecat în America Latină. Și el de atunci tot timpul mă întâlnea și hai mai Șeremeci, vin la mine, vin Șeremeci. La mine, vin Șeremeci, când zicea, hai vin la mine. Zic, vin cu condiții dacă denumim, să nu fie orchestra, zic, unim ansamblul Floarea Moldovei, care și el un nume are, și orchestra Fluieraș, numim ansamblul de cântici și dansuri populare Fluieraș. Dar el așa s-a uitat la mine, dar eu nu i-am l-am lăsat să gândească, dar, nu prea mult. Dar deodată i-am spus, zic, Serghei Lunchevici, uite, și i-am argumentat deodată, zic, uite, avem un ansamblu de dansuri populare, care e prestigiu în toată lumea, e extraordinar, jocul este. Avem o sumedenie, pe timp ce ăla era o sumedenie de colective de dansuri populare, de amatori. Și buni, erau buni colective atunci. Zic, orchestre, câte orchestre avem? Barbu Lăutaru, Mihai Busuioc Moldovenesc, Mugurel, Lăutari, orchestre, cât nu avem, buni, buni, buni de toate. Dar nu avem niciun colectiv de cântici și dansuri populare. Dar el așa s-a gândit, măi Șeremeci, dar știi că ai dreptate. Facem. Și acceptam. Și iaca ne-am dus la minister și am făcut atunci aia. Și mă bucur că, cum n-ar fi, Floarea Moldovei și aia este datorită, bineînțeles, cu propunerea maestrului. Tare mult a ținut la mine. Dacă trăia, dar cum era să dacă colaborați cu Serghei Lunchevici? Că știu că era foarte exigent și știa valoarea, dar în același timp își apropia oamenii. Era un om foarte cult și educat și un om spiritual, bogat spiritual, glumea tot timpul, scria poezie. Era aspru, bineînțeles, dar pe dreptate. Nu? Și știți, este o capacitate a oamenilor de a-și da seama la moment și de a-și cere scuze. La dânsul era lucrul ăsta. Eu singur așa aia, eu chiar dacă mă înfurie câteodată și mai scăp câte un cuvânt mai răspicat așa un pic, așa mi-e caracterul, eu sunt holeric după natură, așa cum alerg, cum dansez, cum așa și în viață. Și îmi place așa să fiu, că așa mi-a dat Dumnezeu. Dar eu îmi dau seama și mă țin de rugăciunea aceea care v-am spus-o și de educația părinților. Tata mea avea o vorbă, zicea, dragul tati, mânia să nu o porți până la sfințătul soarelui. Când a pus soarele, mânia trebuie să o lași.
Succesul unui maestru coregraf constă inclusiv în modalitatea de a le explica dansatorilor ce au de făcut printr-o demonstrație practică. Ne îndreptăm spre sala de repetiții, acolo unde de două ori pe săptămână se întâlnește cu membrii ansamblului A doua tinerețe. Recunoaște că nu-i place să monteze dansurile acasă, ci în sala de balet. Salut, bunele! Salut, Matei! Ne ducem la repetiții. Da. Matei Basarab, salut! Bunelușul, la repetiere! Pa, pa! Da, noroc! Asta-i. Pa, pa! Viitorul! Da! Astăzi ești numai tu. Rancă. Niscă copiii mei. Sunteți iubit așa chiar de lume, de vecini. Deodată, dar ei le-am intrat în suflet la asta și așa ne îmi place deja și ei sunt departe, am ei sunt departe și... Și vă alinați cu vecinii. Da. Dar Chișinăul vă place? Ca oraș? Îmi place. Și mă uit în fiecare, în fiecare zi când merg, mă uit cât sunt suplăfrit. Și era în 68, doamne. Dar eu... Cum ați găsit Chișinău în 68? Eu, față de Vadul lui Sac. Era frumos, pentru că e primul oraș care ne-a ieșit eu în lume. Restul eu nu mai fost nicăierile. Eu dădeam bună ziua la toți care mă întâlneam pe stradă când am venit prima dată în Chișinău. Pe care îi vedeam pe stradă, așa eram educat la țară. La țară să treci pe drum să nu bună să ziua, toată ziua. Bună dimineața, s-a mai sat. Apoi da, tot eu, babă, la trei parale și zice, băi, dar era cui... Și noi eram educați, noi, bună ziua, închinăciune, scuteai șapca din cap, așa facem și pe stradă aici. Până când la urmă am observat când... Când nu-ți răspunde fiecare. Când nu-ți răspunde fiecare, bună ziua. Bună seara, îmi pare bine să vă văd. Dați-mi un pic! Hop! Doi în dreapta, doi în stânga! Trei în dreapta și moala! Trei, moala! Stânga tot așa! Chela în picior cu alea! Am plecat pe cerc! Pălitura și cu stângul. Doi în dreapta, doi în stânga și patru înainte. Dacă ce-am făcut acolo la căsuță a fost una, aici trecem la... viața de artist. Da. Trecem la un pic de efort. Dar spuneți-ne ce înseamnă acest ansamblu și cum ați reușit să vă adunați și reușit să vă adunați, iată, de două ori pe săptămână, din plăcere, pentru că așa am înțeles. Da. Nu vine nimeni din obligație, toată lumea vine din plăcere aici la repetiție. E, numai datorită entuziasmului acestor oameni și dragostei față de folclorul nostru. Nu suntem profesioniști, suntem o grupă de amatori. Colectivul a luat ființă în 75 la Institutul Politehnic din Chișinău. Perioadă au lucrat, au fost conducători și Bazatin și Ion Furnică. Și în 77 sau 78, când v-am pregătit la... am pregătit pentru Austria. Și pe urmă au făcut o pauză de 30 de ani. Și o mică pauză de 30 de ani. După 30 de ani s-au întâlnit și au hotărât, s-au venit la mine în bucătărie. Și m-au convins. Nu vroiam, dar m-au convins. Și nu mă
întristez deloc și chiar îmi pare bine că eu cu dânsii mă simt și eu de vreo... Tânăr. 40-50 de ani. Dar sufletul nu îmbătrânește, nu? Sufletul nu îmbătrânește. La sfârșitul frazei. Tairam, 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 tairam. La sfârșitul, da, nu, dar faceți toată fraza. Faceți-o de plin. Acolo faceți pritop. În sânga, dar în dreapta e trecere deodată. Cu mâinile lucrați. Când ne întoarcem. Hai, vinem înainte, înapoi, încolo, încolo și iar înainte și înapoi. 3, 1, 2, 3 și... Caracter dați-mi! Top! Eu îl cunosc din 1978, de atunci când ne-au pregătit pentru plecarea în Austria. Așa s-a primit că 30 de ani n-am mai dansat tot colectivul, după 30 de ani ne-am întâlnit la o ceremonie și am propus poate mai dansăm. Și am dansat 2 ani de zile cu domnul Cireș, conducătorul de la ansamblu Politehnic la Tinerețe. După asta dumnealui a plecat din motive necunoscute și am rămas ca pui și golaș, fără cloșcă. Și mi-am amintit de dumnealui, l-am găsit foarte greu, nimeni nu vrea să-mi dea, că el a spus la nimeni să nu dea, că el nu mai vrea să danseze și am fost la el acasă. Da, a fost a doua oară și a doua oară l-am convins. L-am convins să vin numai să ne vadă. Îmi trebuia să-l scot din bărlogul și ala lui. Și l-am scos, l-am adus și a zis că da, tu ești așa care ne-ai plăcut tot timpul și ne-a pus la treabă. Eu îi sunt mulțumit lui extraordinar că atunci în 78, în sala asta, iată anume în sala asta, a făcut din mine o bucățică de dansator. Eu nu sunt mare dansator, cu picioarele fizic, dar sufletește extraordinar, îmi place. Și acum, când mi-am amintit, vedeți, am adus pe toți sunt, majoritatea sunt 90% pensionari, după 55, alții au 67, alții au 70 și toți sunt, majoritatea sunt absolvenții Institutului Politehnic. Avem doctori în știință, avem profesori, avem oameni de atâta dumnealui plăcut să lucreze cu noi, că suntem cei care ascultăm, care înțelegem ce se cheamă disciplină, disciplină și încă o dată disciplină. E importantă disciplina în artă? Fără disciplină nu există. Dacă nu e disciplină, în artă nu există. Dar asta e cultura, asta e artă, asta e fața noastră. Noi am fost la vârsta asta de care o vedeți, am fost în Bulgaria la Festivalul Dansului Popular din toată lumea. Au fost 140 de colective și am luat o medalie de aur la vârsta noastră. Am fost în Cehia la un festival european și am venit cu distincții. Am fost în Bulgaria încă o dată. Adică de aici am fost foarte multe colective, că mai în vârstă ca noi nu sunt în Republică și toată lumea ne invidiază. Băi, cum puteți să țineți colectivul? Ne ținem că suntem disciplinați. Pasiunea pentru dans, eu cred că ne unește pe toți. Virusul acesta ne-a îmbolnăvit încă pe mine, de exemplu, din băncile școlii de atunci. M-am ocupat cu dansul și majoritatea colegilor cam din copilărie dansează și pe urmă anii de studenție. Noi aici venim, ne recreăm, uităm de toate grijile cotidiene și asta și pentru sănătate, dar cred că mai mult sângele nostru românesc joacă, cântă în noi, avem pasiunea aceasta față de dansul popular, față de portul popular, față de tot ce e popular. E frumoasă zestrea pe care am primit-o noi de la străbunii noștri. 4, 4 și 2 duble, 4, 4 și 2 duble. Dați să-i dăm o leacă de chiperi. Hai în tempo. Da, o leacă de chiperi, uite. 3, ardei. 1, 2, 3, și...
Constantin Șeremet a fost numit cel mai bun coregraf din Republica Moldova. În anul 2021 a obținut premiul de stat Vladimir Curbet, distincție oferită în cadrul galei premiilor anuale în domeniul culturii. Ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem mai îndeaproape, vă cunoaștem din emisiunile dumneavoastră care le faceți perfecte, frumoase, bune, care rămân la amintire neamului nostru. Dar mi-a făcut plăcere să vă avem aici, v-ați spus, în sala de repetiții. Mulțumim! Să vedeți că voi dansați, măi, dar unde lucrați? Și orice repetiție se încheie cu... Întrebătirea! Bravo! Vreau să ne citiți acest mesaj. Emisiunea Tradiții TVR Moldova. Dragii mei, faceți un lucru enorm în emisiunea dumneavoastră. Păstrați și promovați tradițiile și obiceiurile neamului nostru. Cu aceasta vom dăinui. Vă urez întregului colectiv multă sănătate și succese mai departe. Mi-a făcut plăcere să colaborez cu dumneavoastră. Hristos a înălțat. Mulțumim din suflet pentru acest mesaj și nouă ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit în casa dumneavoastră și ne-ați permis așa să vă intrăm în suflet, să, pentru că este important ce ne-ați povestit astăzi. Este important pentru noi și pentru generațiile care vor urma. Și așa am înțeles din această emisiune, dragi telespectatori, de la tatăl maestrului Constantin Șeremet, să nu lăsăm să apună soarele și să ne găsească supărați. Iar dansul este un mijloc important prin intermediul căruia poate dispărea orice supărare. Foarte drept. Și eu vă mulțumesc foarte mult și mi-a făcut o plăcere să vă aveam oaspeți astăzi în căsuța noastră și sunteți bineveniți oricând. Stop. Stop. Da. Și vreau momentul ăsta. Și eu încă am la diafragmă de zi. Pornim? Eu am dat rec. Stai să pun și cască să-mi sună. Da, păsărielile, așa vă treziți dimineața? Da, vorbesc la telefon cu un prieten de meu, de una și zice, dar și acolo lucrează magnetofon? Zic, da, ce? Să aud păsările. Așa o plăcere am să leg un crastavete, să uzi. Eu m-am născut la casă la Sol și tot și casă la Sol era. Când mă duc la părință, mă florește inima. Echipara? Schimbăm forma. Da, acum vă apropiați? Ia uitați aici, Tatiana, parcă spus să mânate cu lopata, parcă spus. Este bravo!